ieșim când ajung fața lângă mine. De. Părerea e că e 2 ani și 2 luni, eu nici glasă nu aud la copil. Asta e, nu știu, asta e criminal, eu nici nu am cuvinte să-i spun altfel, e criminal. Înțelegi, eu lăsat copil la 5 luni, mi-a trebuit la 4 ani jumate și îmi traumează copilul ăsta, 2 ani și 3 luni, eu nici glasă nu aud. Mi-a rămas memoriat în cap, cum a luat copilul, plângesc-ne cu mâine de șoare de mine, de atunci eu nu am contact cu copilul. Din martie 2018 sau cât era? Din aprilie 2018, da. Eu am și 3 luni. Pe 27 aprilie, ultima dată atunci, de la grădiniță de copil, eu luat o încălcare, în primul rând, executorul judecătoresc, încălcat dreptul copilului, dar dreptul copilului de-a mai lege. Și executorul judecătoresc trebuie să respecte, în primul rând, e o... cum a încheiat contractul cu executorul judecătoresc în ziua aceea și în ziua aceea și-a executat. Asta e încălcare de lege. Executorul judecătoresc trebuie 3 zile să-mi dă inia la dispoziție. Eu, când nu se iei copilul, trebuie și advocatul meu. Deci, bă, cum se cheamă, și drepturile mele nu încălcate. Eu avem dreptul la advocatul, nu? Vine prin interesele juridice. Copilul meu tot avea dreptul la advocat. И се кака он дрепта копил, копил аташа де мини лоз мус лолат лоз транспис, што дусе Италија. Пи долу шапти лолат, шпи долу шма е уште што упараше цара. Долу саптамени ум мајше с копилу, ен Молдова и он фос изолат, но ну копилу фос аспуз де мини. Се ка тоа дека тој се изолат би копил. Е тоа дека спуни на он шла, но ја со уши би оса иста. Ја подмаска ворба да останува ка со уши. Eu și la o vorbă, îi spun pentru că nu văd și că mă nervez, mă, aici, dar eu nici n-am de gând să pun mâna pe dânsa, cum nici n-am pus mâna niciodată pe dânsa. Și eu socot, nu ești bărbat să ridici mâna la femeie. Pentru că eu cinstit, eu îi dau numai o mână și eu o omor. Deci cinstit. Eu n-am de gând să mă duc să fac pușcărie pentru ce? Pentru o criminală. La pușcărie și că și de ei trebuie să duc, nu eu. Pentru că în primul rând, cei mai mari încălcare care au făcut ei, au lăsat copilul de sân, pruncul de sân, unde e trebuie să dea și alt sân până la o an jumătate de sân. El la 5 luni l-a reparat cu mine. Eu m-am zbătut, l-am crescut copilul și ala, câte nopți am dormit, noaptea, mă sculam, încălzim laptele, îl hrănim. Acum, eu de 2 ani, eu nu știu cum, e așa vrea, e face așa, e copilul și aia, chiar și n-are lui, e... Dar ei spune să-i spui tatălui moșul care trăiește, dar viața ei personală, cine trăiește, mine nu mă interesează, dar deși copilul nu să-i spui la un moșneac, dar dacă e are tată viu. Și are dreptul la legea din partea copilului. Pușcovețe de la Haga, în primul rând, din partea mea și copilului. Înțelegi, una e că la mine și mai strași, una că eu am ajut și Curtea Supremă. Curtea Supremă, dar înseamnă că ori Curtea Supremă e coruptă, în asta tăp, el la Curtea Supremă, eu când ați ne întâlnim, eu să răp. La mine este documentul, unui advocat, eu scris la Curtea Supremă, că copilul nu trebuie să-l și bă izolat de tată, în primul rând, tată și de rudele apropiete. Mama, tata, nu avea drept tot la copil, să-l vadă să comunice copilul. Dar de tată, eu o spus, e intenționat, a făcut asta, că e știi că nu trebuie și băscuri, să înțelegi, ori nu? La mine e foarte grav, foarte grav, e că cred că și ele să mă mai vadă și să vadă cât de bețiv sunt eu. Că lupt tot și niciodată n-a termin să lupt, că nu-i întorc copilul. Acum eu am făcut copilul și ala să-l iei, să bată joc de dânsul. Dar dosarul celălalt penal ce soartă mai are? Că ziceai că o scos ilegal copilul din țară. Apoi iau, te-l trimis la poliție că eu găsesc ceva nou. Tu o găsesc pe dânsa, tu nu o găsesc. Și cu dosarul și ala, e totul în mână într-o parte altă să-l închidă. De ce să-l închidă? Că a să duc cineva din procuror de la pușcărie dacă să-l închidă. Pentru că legea nu-l permite. Legea, înțelegi una. Dar pe ei trag de timp că încă un an mai iau și expiră termenul de prescripție, nu pentru faptă. La ce? La dosar penal? Cum așa? Și prescripție la copilul nu-i. După 3 ani, fapta e consumată și gata, la revedere. Mă vedea. E probabil de asta își trag de timp. Da, îți te plângi mai departe, să ajungi la CEDO că Moldova nu ți-a făcut dreptate.
numai decât contins atâta timp și ia ca convenție de la Haga și trebuie timp de 6 săptămâni, trebuie să ne întoarcă copilul. Nu sunt care și drept copilul, ăsta e drept internațional. Asta nu e dreptul numai cu Moldova, așa, orice eu vreau așa. Asta e lege. Lege internațională. Asta e că din cauza epidemiei de asta, Haga, din asta s-a referit, nu? Tu și drept copilul încălcat, copilul are drept la ambii părinți. Cum la... Ui, că am apăsat... Cum la un părinte așa și la a doilea? Cum la părinții și așa și a doilea, eu copilul, eu cinstit, eu, tu mă rupi din mine, nu ne-au dat tot timp copilul. Care l-am crescut, care ies sine cu mâine din mine, că nu luat-o. Da, amul trebuie să aibă 6 ani, trebuie să meargă la școală, nu? 6, da, e în toamnă 7 ani împlinește. Pe 10 noiembrie. 7 ani. Dacă până la 4 ani jumate eu am crescut-o singur, mă chinui, de la naștere. De la naștere, eu așez când am născut-o. Eu, fata primul, prin cezărean, atunci eu așez și mă sfădim cu medici și nu strige la dânsă, nu aista. Eu primul l-am văzut, pentru că ei au pus aista, cum și eu, adresa, eu copilul l-am luat chiar atunci, la 10 minute după ce l-am născut. Dar ei era încă după, cum știam, că-i pune, o adormit-o. Anestezic, da, anestezic. Da, anestezic. Chiar că de atunci eu copilul nu-l văd, eu nu știu, și, dar la noi așa e statul, la noi e că acum ne-a venit de la asta, înțelegi, eu nu știu, judecător și cât e de criminal judecătorul al lui Zodorojniuc Fișor. Eu cum am să am dat o judecată, eu mă judec cum am să dau, dar Fișor să-mi faci judecată, îmi faci dreptate. Asta numai Moldova se poate, și e conflict de interese. Așa zvedic, m-am s-o luat și acum fișorșul i-a dat trebuie să dă înapoi. Și a făcut nul. El a anulat că... A anulat procesul care le face. Oare că nu-i drept, e că eu trebuie să mă uite, eu încă n-am să mă uite acătărea. Oare că șeful de post special a făcut asta să anuleze. Dar și cineva în cazul ăsta trebuie tras la răspundere. Ori judecătorul incompetent. Nu da. Cum așa, eu am o hotărâre... Eu am o hotărâre de judecată irevocabilă, unde acolo e dovedit că graficul de trivedere e ilegal. Ei e obligată să ne duc copilul și el face nul. Că eu am chemat poliția 2 ani de zile, copilul și-a venit fiecare sâmbătă, fiecare duminică la aici, el l-a anulat. Înțelegi cât de tâmpit la noi, cât de criminal sunt la noi în țară. Și le spun în față, eu nu mă tem. Apoi n-am înțeles ce a fost anulat. Graficul de întrevedere e ilegal, decis de instanță și de asistență socială. Pentru că da, ești... El a făcut procesul verbal nul, care constatat agentul constatator. A, deci ne-a insistat ca poliția să facă proces verbal și să constate încălcarea legii da, și a dreptului da, și a graficului de întrevederi. Și instanța a decis anularea procesului verbal. Oare pe ce da, motiv? Da. Ea are avocat, că doar nu vine în instanță, ea e plecată. Aibă și nu ar avea, cum poți să anulezi dacă e încalcă graficul, dar articolul 64 e contravenție de Moldova, aici în România e penal. Aici e penal. Apoi cum el putea asta, eu nu știu cât de criminal, eu știți gândești că eu am murit, eu cinstit, eu lupt acum să concentrat copilul și nu eu. Dar eu dacă nu eu copilul, eu piteț în șitșora să-i dau un judecat și puteți trebuie să răspunde, pentru și, că dacă n-a să-i trag eu, n-a să-i tragă nimeni și la să merg și să fac tot așa să bată joc, înțelegi ori nu? Dar la mine scopul meu, în primul rând, să ne întorc copilul. După și ne întorc copilul, eu tot la început. De la cine a fost, deși s-a încălcat atâta timp, înțelegi, 2 ani, asta nu e jucărie. Păi o să trebuiască fie să angajezi avocat, fie să te muți în Moldova, acum ești la București. Să ne angajez acolo avocat. Aș lucrez, aș plătesc și să-l lucrez. Pentru că trebuie și bă, domnule, ne tare înțelegi, o 2 ani și 2 luni copilul meu psihic mi-e traumează. Psihic, pentru că... Că nu vorbește cu tata, nu? Că altceva nu știe ce se întâmplă cu ea. Da, da, numai asta, e că numai, eu nu spun de altceva. Cu tata, cu bunicii, cu familia tate, da. De familie, Dumnezeu, cu bunica pe doilea, tata. Eu o spus în primul rând când la Curtea Supremă. E și judecătorul amăgit, eu o spus că n-are dreptul nimeni să ista. E asta faci intenționat. E special faci copilul să mă uite. Înțelegi ori nu? E zi de zi, spune la copilul, îi bagă în cap. Asta gata, asta eu dovedesc în 100% dovedesc.
pentru că trăim în secolul 21. Este Skype, este asta, e puteți să-mi dai, e, nu vreți să grăiesc cu mine, eu tot n-am mare plăcere cu Dumnezeu, dar copilul să-mi dai să grăiesc. Eu cu Dumnezeu tot mare plăcere n-am, pentru că e copilul la 2 săptămâni, la 2 săptămâni eu copilul bătut, l-a lăsat cu nepoata și nepoata l-a bătut copilul. Și l-a dus după ce l-a luat la mine, iar în casă ce unui copil a fost spăriet. Eu de atunci n-am fiu încă mă gândeam să închid ochii la tăt, să fac pentru copilul ăsta, după și copilul meu a fost bătut și plâns. Eu nu știu, nu-ți pot să închepui, eu văd la primărie, la prostul și că eu un prostalan de primar și îmi zăodează el primar încă. El ne spune că eu nu tot viața și eu primar, el m-a amenințat. El nu, el și dacă n-a și primar și el gândește, eu chiar făcut de măligă, eu pentru copilul ăsta gata la tăt. Lasă și el să-l ieși mâna ca să-mi fie de mâna, să-mi fie de picioarele. M-a amenințat că el n-a și putut de viață prins, că el a smaies. Eu și chiar, nu știu, el s-o poate chiar de maligă chiar. Așa e ca la noi dreptate în țară. Pentru că o băgat câțiva bani, eu sută de pe cei cu băgat bani. Eu și-am spus și nu m-au dat să mă mai repet. Curtea Supremă nu puteți să facă așa lași complet de judecători, de 5 judecători la 2 surori. La o lună de zile să facă aceeași decizie. În primul rând, la mine, da, poate la sosul ăsta o mai mă s-a făcut că i-a dat toate instanțele. La mine a fost a doilea instanță, curtea de apel mi-a dat dreptatea. Suprema îi dă înapoi. Advocatul e prieten bun cu de la Suprema, nu știu, ori cu Serghii Schepdioală era atunci de la noi, de la Florești, și Guțu ușor și închis pentru narcotici. Guțu, advocatul e. Guțu, eu știu, o 6-7 copii are duș, pește lumea, plângi, tot așa e ca, îi duși pe șpătare. Ce că așa la noi? La noi până ajungi la Curtea Europeană, nu, dreptate nu vezi. Vezi să nu te acuze de calomnie, ceea ce spui să fie bazat pe decizie de judecată, pe documente. De domnul Guțu nu mă tem, pentru că eu am domnul Guțu referatul scris la ăsta, referentul, zice, domnul Guțu i-a făcut în numele ei. El a știut destul, sută da, de dar nu vorbim de referință, vorbim de acuzațiile cele că au dus copiii peste hotare. Pentru că mai eu, dar pe marturi, sunt oameni vii. Este oameni vii, este Eca Vitali, că este din Israel. La dâns tot doi copii să Rusie duși. Tot Guțul a fost la femeie sa aista. Este în Alexandru, în Caraionul Florești, acolo tot până de mult a ținut legătura. Tot în sens că el nu i-a dus, dar au asistat persoanele care au plecat cu copiii psihotare. Deci e specializat pe astfel de cazuri. El nu e specializat. El prin bani. Din bani, prin mitul, dus copiii. Cum posibil? Deocamdată n-avem așa probe, avem doar decizia Curții Supreme, care are valoare de lege. Domnule, cum nu-s probe? Eu îi dau peste cap probe am. Dacă ai peste cap probe de corupție, du-le la CNA sau la Procuratura Anticorupție, dar nu le vehicula pe internet ca fiind adevăruri, astea sunt suspiciuni. Da, deocamdată există o decizie de judecată prin care copilul revine mamei. Domnul Oleg, da, eu sunt de acord, mami, dar unii stabilit, unii lege asta, copilul devine mame în Italia, copilul cetățean Republicii Moldova. Mama e om liber asta, și se duce unde vrea. Mama e om liber, se duce, dar copilul nu e liber, copilul are pe ambii părinți. Ascultă-mă pe mine, e adevărat, pentru copilul are și tată și tata nu-i lipsit de drept. Dai o fugă până în Italia, când o să ai buletin românesc, dai o fugă până în Italia și să încerci să-ți refuze atunci întrevederea cu copilul. Nu, te duci direct la carabinier și zici, iată, statul biologic și nu mă las să-mi văd odrasla. Eu v-am dovedit, v-am trimis unii ei îmi spune că eu amenințez carabinierii, dar eu am amenințat, ei faci cu cap. Dar Italia, hotărârile noastre nu-i lege. De ce nu înțelegi? Eu ia să-și caut, eu și mă duc acolo, mă duc la carabinieri, că eu nu știu, un mul, aminte ce e, aminte ce e. Ei pregătite, ei făcut-o, făcut special pentru că să-și mă duc. Dar hotărârea noastră nu o recunosc ca noștri. În Moldova, dar Italia cine să o recunosc? Ia spune. Nu mă pricep, nu știu. Ce-ți spun, dacă nu... Mai ales dacă zici că este convenția de la Haga, ar trebui să fie valabilă și pentru Moldova și pentru Italia. Convenția la Haga e că acum eu am probă, eu am unii deschis dosarul penal, acum e ca asta să joace. Moldovinic nu vreau și înțelege că eu asta cel mai tare ne-i de râs, că cât eram acolo, cât protestam, ei au dat și cât a făcut greva foamei 100,
pe prag și au găsit într-o timp de suc când am început să fac grevă, oameni pe asta. Cum a lăsat, cum gata, eu s-a schimbat locul, înțelegi cât de debil, la noi sunt debil, ce ori, ori ne fac pe noi, ori ei sunt debil. Cum am făcut eu grevă foame pe pragul Ministerul Afacerilor Interne, au găsit o doză. Cum eu am lepădat, cum gata, eu sus s-a schimbat pe aici locul, cum a zis, și jucărie chiar, și furat copilul, dus, tu o găsesc, tu o pierd. Dar copilul umblă undeva la grădiniță acolo, unde ministerul, timp boli te dă în primul rând să fac să întoarcă copilul. Pentru nu mă teme, las-mă dă-i pentru călămnie, las-mă dă-i pentru și pentru călămnie fac, pentru că mi-au dus copilul și nu vreau categoric să ne-l aducă. Copilul e cetățanul Republicii Moldova și dumneavoastră că cu asta nu sunteți de copilul e liber. Da, copilul e liber, dar copilul nu are ani să leagă, el îți duce și colo încolo. De asta copilul depinde de mamă. Nu. Ba, unii scris asta. Unii scris asta. În lege. Mama e... Nu. Nu, în lege, legea spune, copilul trebuie cu mine să rămâie. Nu, asta instanța că, au decis altceva, nu trebuia. Instanța au decis instanța altceva, au examinat toate argumentele, au pus în balanță. Și cum au pus? În primul rând, instanța nu puteți să facă, legea spune negru pe alb. Instanța, hotărâre nu puteți să facă până aduce psihologul, ori judecătorul psihologul, văd copilul de cine e atașat. Asta e ilegală, crede-mă. Ai avut ocazia să te plângi la CEDO și nu te-ai plâns pe cazul ăsta? M-am plâns dacă soția aici nu a dovedit acătării, nu a ajuns, eu știu, nu știu cum acolo, dar eu sunt, oricum nu mi-a scris advocatul acătării. Cine e vinovat? Dacă la noi instanțele așa eu sunt garantată, cum curte de apel o luat și o văstăt că e încălcare de lege și mi-a dat copilul cu mine înapoi, Suprema face după și face lusor sau tot așa-lași complet și judecători și alți complet nu era judecători, la două surori face tot așa-lași complet, e că numai pe asta îți vede că e interesul vostru. Posibil. Nu, domnule, nu că e posibil, dumneavoastră, de ce nu înțelegeți copilul, judecătorul nu puteți să facă nici o, e că acum, eu știi că am rejudicare la asta și văd că în hotărârea asta nu ne face. Eu am copilul, prima instanță, am uiecat, măcar că este și de la asta. Prima instanță e obligat să facă, să vadă copilul de cine e atașat. E că amu are șansa să stea, de ei nu vine peste din asta. Treci și tot ne amână. Judecata și ei nu ne-au face. Și nu ne dă hotărâre. Și să amână și pe motive de pandemie, probabil, nu numai din cauza lipsei femeii cu copilul, că ar putea să examineze și în lipsa ei, dacă văd că nu vine, nu răspunde la citație. Dar e și problemă de pandemie. Ascultă-mi, e că asta, asta e spus, nu știu, nu acăterea. Cum poți facă lipsa ei aici să... E că acum ai, copilul să întoarcă cu traiul să înapoi să-l dăi la mine, pentru că eu am încălcat. Acum trebuie să vie copilul, în primul rând, să-l dăi la psiholog, la trei medici speciali, să vadă copilul de cine. Dar dacă nu vine, justiția trebuie să se facă. Dacă nu vine, nu-ți prezintă în instanță, dar tu ai prezentat probe... Martori noi, ea trebuie să examineze asta, revizuirea, nu? Judecătoarea și ei care au luat bani... Probabil, pentru că n-ai prins-o cu banii în mână. Probabil. Nu probabil, 100%. Ei, 100% nu există până nu există o condamnare, Sergiu. Până atunci e prezumptiv nevinovat. Ea spune... Și dacă spui că au luat bani, trebuie să probezi asta, altfel e calomnie. Pe înșine să probezi. Judecătorul pide și scoate curat din apă. Atunci nu invoci argumentul ăsta. Nu există așa probă, e calomnie. Nu e calomnie. Pentru că ascultă mine, dacă au făcut o hotărâre ilegală, asta nu e calomnie. Eu am făcut o hotărâre ilegală și am tot drept să-i spun. Deocamdată hotărârea are valoare de lege. Nimeni nu a demonstrat ilegalitatea ei. Care lege, domnul Oleg? Pentru că este o hotărâre, iar este unii ei obligați să-mi dai Sfântă-și Duminică copilul. Asta e altceva. Asta e altceva. Dar și dar nu se îndeplinește legea. Din partea judecătorului... Asta e tot încălcarea legei de către ea, de către mama copilului, de către fosta nevastă. Domnul Oleg, eu la judecătoria asta care i-a dat copilul mamei, e săracă, nu-i bucuroasă că s-a legat cu mine. Acum de-am lucrat că s-a mai limpezit, că eu nu-s acolo. Dar ei în față i-am spus, doamna Nicorici, dumneavoastră faceți ce n-ați face, dar copilul ne-l aduc înapoi, eu o tăcut ca muta, de ce? Dar pe ce aveți zic? Nu poate să împotrivească dorințe de a-ți vedea copilul.
Dar nu că se deplinească, dar nu trebuie să facă o hotărâre ilegală. Pentru că e condamnă și 20 deocamdată de hotărârea ei a fost confirmată de Curtea Supremă, Serghei. Trebuie să ții cont de asta. De care Curtea Supremă? Acum a Republicii Moldova, instanța supremă. Curtea Supremă a dat la rejudecare iar la dânsa. Nu mai a dat la rejudecare, a fost o decizie definitivă. Că dacă ar fi dat la rejudecare în baza hotărârii Curții de Apel, ar fi fost status quo, ați fi rămas cu copilul amândoi sau ceva de felul ăsta. Înțelegi, în cazul ăsta eu, e că în civil, Curtea Supremă a făcut. Acum prima instanță trebuie să facă, sunt probe multe, eu copilul 2 ani, copiii trebuie să facă judecătoria asta și ei nu vrea să facă, pentru că eu luat bani. Dacă o să o duc judecătoria asta și ei deodată deschid tot cărțile, înțelegi nu? Deși judecătoria asta nu o duci pe dânsa. Și categoric nu vrea să o aducă. Pentru că îți deschidă cărțile, ați știbe deși. Și asta e ca numai de atâta și eu nu mă atent spun, las-mă de ei să mă judece dar pentru asta. Deși nu o aduc pe dânsa și copilul. Deși 2 ani de zile sunt caută legea, ni se traumează copilul psihic. Eu ți-am spus că curtea asta e că eu ți-am arătat, mă, adică ce e nu. Anul trecut, îmi pare că cedul, eu dat asta, statul român a fost tras la răspundere, e ca caz similar ca în eu. Tot acolo tata a dus 5 ani copiii de mamă în altă țară, psihotare. Și statul nu s-a dat stăruință să nu se încalce drept copilului. Și s-a dovedit că tata a traumat în 5 ani copiii, să nu-i spui mama, mama e rec, mama e bețău, mama e șec, mama e șec. Ți că e similar ca la mine. Și eu nu mă tem spun, las mă chiedă, dar mai gine. Dic că așa trai copilul ni l-o smuls din mână și ni l-o dat sloat, și l-o dat la o mamă care l-a lepădat la 6 luni. Ce dreptate asta? Cum pot spune eu că judecătoria asta nu-i coruptă? Că tot și n-aș să faci, eu facem folosul copilului. Nu folosul neuri, ci legea spune că este articolul 64 din ISTA, codul familiei. Acolo negru pe alb scrie copilul de la 10 ani are dreptul să aleagă care părinte. Până la 10 ani rămâne cu părintele care e atașat. Dumneavoastră, cum gândiți? Copilul le-a plăcut de 5 luni cu mine. De cine era atașat? El pe dânsa nici nu știe ca mamă. Și asta judecătoria asta nu poți să fac că judecătoria asta e judecător, dar nu e psiholog. Și nu poți să fac o decizie până n-are o probă de la psiholog. Și asta e cei mai mi advocat și tare bună, femeie și eu lucrat procuror și eu sus mă înțăinește curte de supreme, că s-a făcut tot pe pomana. Cestit, eu spun și eu nu mă tem, lasă-mă închidă dar pentru asta. Dar este legi mai sus, eu să ajung la Curtea Europeană, lasă-mă, de ce nu m-a închis? Cât eu aici să le spunem și la judecătorii, eu strigam în gura mare că nu-i corect și coruptă. De ce nu m-a închis? Nu au vrut să-și pună minte. Nu cum, dar pe ei de s-au pus mintea. Ei ne-au luat copilul ilegal. Nu cum nu au vrut să pui mintea, dar ei de s-au pus mintea. Eu, de la deja ai ticat reanimație, eu cât nu m-am zdohnit. Dar cum nu vă spui mintea? Cum? Mai gine să murit, dar atunci eu să murit adesea și mă trasla răspundere și efecte. Citesc decizia Curții Supreme din 21 martie 2018. Se admite recursul declarat de Gheorghiță Felicia prin intermediul avocatului Guțu Serghei. Se casează decizia Curții de Apel din 31 octombrie 2017. Se menține hotărârea judecătoriei Soroca, sediu Florești din 7 iunie 2017 în cauza civilă la cerere de chemare în judecată acutare cu tare. Intervenient accesorii Direcția Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei cu privire la desfacerea căsătoriei și stabilirea domiciliului copilului minor și cererea reconvențională înaintată de Gheorghiță Felicia. Decizia irevocabilă. Iată, decizia asta are efect de lege până când va fi anulată tot de Curtea Supremă. Este și bănulată, se emite ca și bănulată. Dar deocamdată nu este, Sergiu. Deocamdată asta e lege și trebuie respectat. Domnul Oleg, e că decizia asta, eu am fost la asistentul social la Florești. Și că acolo asistent social s-a schimbat părerea. Judecătorul, e că prima încălcare care aici a fost, am să spun eu că eu am dovedi, eu mâine i-a să arăt, eu am dat că se neamâie judecata să schimb advocatul, e face fără de mine, fără advocat, judecătoare și care ai citit o hotărâre tot ilegală. Asta e ilegal și așa, bă, eu mă jur,
Când la noi e Deocamdată scrutare. nu este ilegală, deocamdată e Da, dumneavoastră, lege. dar cine trebuie să o anuleze? Tot Sârcu, tot Iulia Sârcu. Cum? Nu Ei de ce neapărat. trebuie să o anuleze? Nu neapărat. Tu poți plânge la plenul Curții Supreme. Deocamdată Am decizie plâns. irevocabilă și definitivă. Ascultă bine, eu m-am dus cu cum se cheamă? Cu prejudicarea asta, am dat la Curtea Supremă. Te-ai Eu m-am dus dus cu la Sârcu. revizuire și pe aia ți-au respins-o. Da, ascultă mine, nu respins, da, e nerespins, dar ascultă mine cum. Domnul Clim, el era la magistratură, inspector care îi controlează pe judecători. E ca la mine, asta e mai interesant. Eu avem la mine a fost monitorul și l-am învârtit și 6 ori. Eu zic, dar pe câte revizuiri au avut? Până noi, ca până monitorul, noi l-am mărit iar pe cel colegiul de judecători. Înțelegi eu, nu? Că tare trebuie monitorul pe care îi dă așie să revizuiască. Dar să nu e leagă tot așie, înțelegi? Că niciodată așa la nas facă pe dânsul și bă, în minus. Și eu nu mă tem, spun, că eu am tot dosarul. Și am dosar câte ori am mânat și am văzut monitorul și am schis tot așa, tot Iulia Sârcu și bă, președinte la ista. Și până și inspectorul zice, bă, dar tu câte ori ai avut? Asta. El sigur nu știe și zic că eu tot dosarul l-am scos și l-am făcut că am așa eu un dosar. Eu nu mă tem să pot cinstit că aici e mare încălcare de lege și se încalcă înainte. Acum ei nu știu ce să facă pentru că s-i implicat judecătorii. Poliția nu știe ce să facă pentru că eu m-am dus la anticorupție, am fost la Viorel Murat. Mi-au dat la anticorupție la Bălți, m-am dus la Silvestru, așa ea îmi spune, băi, omule, noi la judecători nu putem să le facem nimic. Ei ne susțin în față. O susțin, noi la judecători nu putem să facem nimic. Cum judecătorii să dacă ei sunt crâșa unul la altul sunt? Noi vezi de unii, dacă de unii, aici, cum îi zice, schirdioală, o luat pe... El a spus cu măsa, măsa învățătoare, cu bani de învățătoare, i-a dat așa milioane lui și a făcut castelul și ala. Asta e Dar cine au? altceva. Asta e de competența organelor penale. Nu Care putem noi să facem organe, trimitere la domnule? bogățiile lui pe care nu le poate justifica. Și presupunem că a Dar luat eu mă bani tem și în să am cine cazurile l-a luat el. noastre. Nu presupun el l-a luat de la... Pe copilul meu ne l-a vândut. Eu sunt în altă țară, ilegal. Înțelegi Probabil. copilul? N-ai nicio Nu că... probă. Cum? Dar Probabil. eu nu văd copilul 3 ani, mă, și 2 Asta ani nu-i și vina lui jumate. Sterniuală, asta e vina Dar soției cui? dumitale. Dar e că eu mă încerc să nu mi pot convinge. Judecătorul, Apropo, văd că ascultă-mi. instanțele au decis că trebuie să plătești și pensia alimentară de 717 lei. O plătești? Nu Lunar. e asta, dar cum să-i zic că nu e nu e în rol. Păi da, Curtea Supremă a respins recursul și deci rămâne decizie definitivă, decizia instanței de fond. Nu s-a adresat Păi... executorul să-ți ceară, o să adreseze și o să adune 717 lei pe lună și o să adune o sumă pe Ui, care o să-i încaseze la urmă pe toți. Până eu împlinești m-am dus. fata majoratul. Eu m-am ajut. Cui își plătesc eu copilul nu-l văd, de ce nu înțelegi? Cui Asta își e plătesc? altceva, asta e altceva. A Cui e decis că eu, cui? instanța, a Că și? instanța a decis copilul rămâne cu Și? mama, altă instanță sau poate aceeași instanță a decis că trebuie să plătești 700 și ceva lei pe lună până copilul împlinește majoratul. Astea sunt legi. Ceea ce spui dumneata că poate că o lua bani, că poate că sunt corupți și tot așa, asta trebuie demonstrat. Cui să demonstrez? Eu nu văd copilul de este spre cui eu trebuie Pentru să-i asta, demonstrez. iată, ai văzut, s-a făcut proces verbal, după aceea a fost anulat. Și gata. Da, Păi... da. Și eu copilul nu-l văd. Cui să plătesc e ca pensie alimentară pentru Mamei și? copilului, ca să Nu, întrețină copilul, nu, pentru că nu-i sunteți corect. părinți amândoi. Da. Le părinți amândoi. Avem aceleași drepte egale. Deși eu nu văd copilul. Cui eu trebuie să plătesc? Eu sunt gata să plătesc cui? Cui să plătesc? La judecător? Felicii, felicii. Nu, Lucrai Felicii. executorului. Probabil o să vină executorul și o să ceară bani într-o zi. În baza deciziei și a titlului executoriu. Care executorii Oricare fost executor, anulat? indiferent. Eu fost anulat asta. Eu a început mai Nu a repede, fost nu să anulată, eu văd pe pe site-ul Curții Supreme ultima decizie, îți respinge dumitale recursul. Deci rămâne în vigoare hotărârea instanței de fond.
Las rămâie, vom vedea cât aș rămâie, cât aș Bun. e pe Facebook. Bun. Ținem legătura. Înțeleg că vrei să te A, judeci și în România, așa că așteptăm soluții și de la domnule, în justiția primul rând, românească. ascultă-mi, eu ți-am spus că eu am avut ecoise care au anulat cu mamsa. Cu mamsa am avut din partea pensiei alimentare. Înțelegi ori nu? Cu mama Eu... judecătorului care a anulat procesul verbal de contravenție. Da, Și ce să faci dacă e mamsa e... dinastie de judecători? Nu, ascultă-mi, ei m-am s-au luat la executare, e curtea constituțională încălcat-o. Eu am luat a noua zi la aici, dar trebuie după 16 zile să De iei ce la n-ai aici. contestat? Aveai posibilitatea să contești faptele executorului în instanța de judecată. N-ai contestat. A executorului eu anulat-o. Păi, Eu nu l-am după ce a trebuit să... executat? După ce a executat și a venit și a luat copilul, a fost anulată decizia ei? Acum, ascultă-mă mine, până vine mama copilului să mă dăi la executor, nici o executor n-a să apuși, ca să încălcare de lege. Asta da, dar ea poate să Bun. împuternicească avocatul ca în numele ei să angajeze un executor Noi, și o să vină să ceară bani. nu, legea acum a să încalcă prin asta, n-are niciun drept, acum numai mama personal trebuie să dai la executor. Nu Deci cred. în asta s-a bazat ea și în asta eu i-am prins pentru că avocatul poporului știe legile noi. Posibil, Eu nu nu mă cred. bag, nu mă bag. Eu m-am luptat cu asta. Bine. Și ei au vrut și mie mi-au spus că eu de asta am fost așteptat. Pentru că mie ahanicul cel la ușă la judecătorie mi-au spus. Spus că așteaptă că este de la alimente. Și prin alimente, dar deci, eu și mă gândesc, chiar Și te-o eu sunt dat, prost te-o dat și-o la mele. câștigat. Bine, nu au câștigat, au câștigat banul. Ei, Nu bună, e. Și eu hai să copilul. batem câmpii, Serghei. Eu refuz să mai înregistrez așa dialog. O câștigat banul că n-ai să poți demonstra chestia asta. Până atunci e calomnie și nu mă Domnule, băgași pe mine în conflict cu... nu-i calomnie asta, spun eu. Pa. Pensia alimentară de să lămuresc cum e. O decis Pensia instanța. alimentară. N-ai plătit niciodată, dar ai Bine. explicația că nu ți-ai văzut copilul de când ți l-au luat. De atâta nici n-ai plătit pensia alimentară. Asta Pensia e altceva alimentară, până la urmă. eu sunt obligat, eu singur trebuie să știu că trebuie să plătesc copilul și ala. Dar n-ai Dar plătit în niciodată. lege... Dar n-ai plătit niciodată. Eu de 2 ani de zile nu i-au dat de Am copilul plătit înțeles. mort. E explicabil, e logic, de acord. N-ai plătit Și tu pentru că n-ai spui... văzut-o. Gata, am înțeles. Eu n-am dreptul să plătesc, pentru că nu-l fi nici eu la instanță, eu trebuie la copil. Pensia alimentară ascult în mine. O, cât 700. Eu trebuie la 700, e 700. Jumate la jumate. Eu plătesc pentru copil, nu Felicia. Eu trebuie să... Aici o Felicia o figură. hrănește, o îmbracă, o educă, ia-i tutore. Dumneata trebuie să contribui la educația copilului cu acei 700 și ceva de lei, conform deciziei de judecat. Din cât înțeleg eu, dar eu n-am copii și nu mă pricep. Este a doilea hot decizie a judecății. Nu, și nu cauți așa. Unii ei obligați să respecte grații printre vedere. Asta e altceva. Copilul trebuie și bă fiecare sâmbătă, de sâmbătă de mers pe duminică seară, cu mine. Ei criminal, ei scoate copilul ilegal din țară și trebuie să-i plătesc întâi. Da, O eu să sunt de vă acord, eu lămuriți. la... O să vă Nu, lămuriți. domnule, O eu să sunt te de acord, ajute eu la... poate justiția europeană, românească, să Eu vedem. sunt obligat la copil să-i dau, eu sunt gata să-i dau, la copil, nu ei. Dar dumneavoastră, că dacă vă bazați în judecători și ei, îmi dați mie o garanție că mâine pe mâine e copilul nasles cum a dat fata ei cu mine, fata mea cu moșneagul care trăiește acum. Nimeni Să nu-ți duc dă așa. așa garanție, nimeni nu garantează. Dar de ce? Dar de ce i-a dat statul, dar de ce s-a bazat O pus în judecătorul pe la balanță și o copilul? văzut că e cazul să lasă copilul cu mama. Așa explic eu decizia instanței de judecată. Nu stau să o analizez. Eu trebuie să o respect. Văzând pe site-ul Curții Supreme de Justiție așa decizie, eu o iau ca lege, pentru că alta nu există. N-a anulat nimeni decizia Curții Supreme. Ea e obligatorie și pentru dumneata și pentru mine. Nu, nu, nu. eu dacă văd Da, ministru, legile sunt nu, numai nu. pentru unii. Bun, hai că nu mai facem polemici pe Domnul, chestia asta. Cât domnule, înțeleg eu din mine, eu justiție, socot. asta e părerea mea. Dacă crezi Eu altceva... socot, dacă ne se încalcă mie, Dacă ți încalcă drepturile, hai să drepturile ignori o mele, decizie de judecată, da? dar pentru că niște judecători incompetenți au făcut o hotărâre De ilegală. acord, Eu dar socot sunt judecători în în funcție lege. și decizia lor incompetentă are valoare de lege. Sunt și legi aberante făcute de niște deputați incompetenți. De acord. Eu deși ți-am spus că poate am un parc mai început să mă înțelegi. Acum eu am judecătoarea asta.
trebuie să facă o hotărâre. Dar ia că amut eu să îndrepte jocul. Amut și hotărârea, eu când i-am spus advocatul, spus că el e de acord cu mine, dacă n-am să fac cum spun eu, a să-mi calci lege, înțelegi? Advocatul meu parcă era eu advocatul lui. Acum trebuie numai decât la psiholog, asistent social fix așa au spus. Au spus până la și copilul și decizii de la asta, ei nu pot să facă. Deocamdată, după cum vezi, dosarul de revizuire se tergiversează. Iar Curtea Supremă, când ai încercat să revizuiești la Curtea Supremă, ți-a refuzat revizuirea. Să vedem ce o să zică instanța de fond, dacă o să revizuiască vreodată. Domnul Oleg, eu îți arăt ce-o scris ei acolo. Și că, ia că eu o scris și încalcă asta. Și cum puteți să bazați în și Curtea Supremă s-o bazat? În și încalcă e. Ia că e și-o spune Curtea Supremă, e încalcă de 2 ani și 3 luni. O crezut-o pe cuvânt. Atunci era în țară, copilul era în țară, o crezut-o pe cuvânt. Ce să-i faci? Cum asta? Cum poți scrie să-i dai 25 de ani? Acum au apărut circumstanțe noi. Poate deja instanța o să ia decizie nouă. Ia că când dă 25 de ani la om și în pușcărie, și se bazează ei la cuvânt? Pe lege și pe probe. Da, apecă deși nu s-au bazat ei pe lege și au făcut o hotărâre ilegală. Pentru că eu ți-am spus că în codul familiei scrie negru pe alb. Acum trebuie psihologul, trebuie fata să dă eu asta și că să facă o hotărâre. Și Suprema nu s-a bazat, apelul s-a bazat în asta. Dar aceștia nu au făcut-o. Și eu ți-am spus că eu de atâta s-o făcut ilegală și ilegală. Până n-a schimbit sistemul judecătorii să-i corupt din Moldova, legea n-a schimbă. Crede-mă. Că sunt foarte corupți. Nei ne-au luat copilul ilegal și ne-au vândut la italieni. Nici un stat nu face asta. Statul e obligat prin lege să protejeze drept copilul meu. Dar să nu spui că ei mamă și face vrele leapădă de șișun, vrei vine lei de 4 ani jumate și-l duci unde vrei e. Nu-i corect așa, lepădat... domnule. Când l-a lepădat de 5 luni, nu te-ai plâns în instanța de judecată, domnule, și n-ai cerut să fie lipsită de drepturi părintești? Nu-i vorba în asta. Eu am dat primul la judecată. Uite că acolo eu am dat la divorț, scrie în hotărârea aceea. Eu am vrut divorț. Eu am vrut copilul să... N-am vrut să fac să bag el câțiva bani să-i dai copilul ei. Irelevant. Eu am vrut și am vrut copilul să-l cresc înainte. Cum l-a crescut la 5 luni. Acum așa, copilul cât mai greu l-am crescut, statul am fost normal. Cum l-a crescut mai mare, gata, e mai bun și ei dau. Ce mental să te gândești, o mamă care le pare copilul 5 luni, e poți să facă să protejeze a doilea oară așa. Nu o să mai aibă ocazie, copilul nu o să mai aibă 5 luni. Sau nu o să mai ai copil dumneata cu ea, decât nu știu ce minune se întâmplă ca în telenovele, să vă împăcați. Și să mai faceți copii. Domnul Oleg, nu-i vorba în asta, înțelegi ori nu, copilul meu poți să le lese, e trăiește cu bunelul ea și copilul meu o să crească mai mare și nimeni din statul nostru nu el n-a zbată de copilul meu, că el deamă e bunelul. Nimeni din statul nostru nu poate garanta că tatăl natural nu-și bate joc de copil. Se întâmplă foarte des chestii din astea, deci lasă-mă cu povești ipotetice. S-ar putea scadă și cometa asta nouă să ne omoare pe toți. Da? Eu l-am crescut la 5 luni. E trăiește, dar nu că cometa, dar e trăiește cu moșneagă, înțelegi? E treaba ei personală, poate să trăiască și cu doi moșneci. Da, tu mă de tâta, treaba e, dar acolo e copilul meu. Acolo de-am e și treaba mea, că e copilul meu. Cât timp nu încalcă drepturile, e minunat. Cum nu încalcă drepturile? De unde știi că încalcă drepturile? Pentru că nu-l dezgăiați cu mine. Asta? Doar asta? Dar trebuie o instanță să constate vinovăția ei și să o pedepsească, conform legii. E cestit, mie îmi vine să de când dumneavoastră, doar asta, dar încălcare de legi, asta, nu asta, dar știi mai multe, dar mai multe eu am pus, demonstrez. Nu, dar dumneavoastră vorbești despre altceva, despre abuzuri sexuale, tată, adoptiv și tot așa. Nu vorbim despre așa ceva la modul ipotetic, vorbim despre fapta împlinită, că nu o lasă pe copilă să vorbească cu tata și cu bunica de 2 ani. Eu n-am spus. Ascultați-mi, eu n-am spus că da, eu am dat un primier, pot să fac așa. Dar nu vorbim despre chestii ipotetice, vorbim doar despre fapte concrete, da? Și despre judecători, și despre mamă, și despre copil. Fapta concretă, pentru că eu mă tem de copilul meu. Pentru că eu sunt explicabil, de acord. Te tem de soarta, de viața, de sănătatea copilului. Vezi cum judecata la noi, m-au pus piese alimentare, spune, dar nu știu cui. Pentru că legea spune prim. Eu am dreptul la copil să am prietenii lui, să am
fiecare zi, zi de zi, cum crește el, cum mai stă, eu 2 ani și 3 luni, nu, cum își plătesc eu, e ca banii ăștia care vreau, pensie alimentară de mine, pentru că eu puteam să mă duc cu capul, că eu zi de zi mă gândesc cu copilul eu atașat de mine care era, care legea era din partea mea, dar ei au încălcat. De acord. E că asta e cea mai mare problemă și eu nu mă tem de tâmpiți de sârf, cu știu, niște criminali. Niște criminali care au făcut o hotărâre ilegală. O fi criminali, dar deocamdată sunt judecători la Curtea Supremă și aveau dreptul să examineze cazul dumitale, aveau dreptul să emită domnul decizia Oleg, asta până la proba contrarie. Și eu mă mai repet încă o dată. Păi eu nu vreau să ne repetăm, că vorbim de 40 de minute. Primul rând să ne întorc copilul. În primul rând ne întorc copilul și pe urmă mă apuc de capul lor, eu nu mă tem. Să-l întorci pe cale legală, să nu te apuci să-l întorci pe cale legal. De atâta și vreau, pe cale legală și pe urmă mă apuc de cap care mi-a încălcat dreptul copilului în el și a mele. Ținem legătura, monitorizăm cazul, suntem dispuși să-i dăm drept la replică și Feliciei și fiicei ei, dacă o să vrea să vorbească. Eu de mult vreau, dar doamna Felicia nu v-a spus că ea nu vrea să facă vedetă. E și de ascunsă. Da, au zis că nu vrea să dea interviu, treaba ei, dacă nu vrea, nu vrea. Lasă scrie text atunci, măcar replică text. Sau să roage pe avocatul ei să vorbească. O știe o lume întreagă, cine e? Avocatul ei la penal, când nu-i de ei și vă dusă cu năruște și pe mână, plânge în sud, te vine planul nou. Avocatul, bărbat. Da, avocatul, bărbat. Care s-o mai rar, bun, mai rar se întâmplă, da. Dar pe o luat bani. Înseamnă că a jucat teatru, da? Da, da. El a promis la judecătoare, la instanță, procurorul a fost destrăși. Procurorul, ei erau statut că eu pot de-a stat mădânșă și a spus cum a fost. O zic că advocatul a promis planul nou, vine copilul în țară. Nu-i. Și dumneavoastră spuneți că o curte supremă e de dreaptă. Păi stai, că anul nou o să mai fie iară. Poate în fiecare an de anul nou o să vină. Ori nu. Dacă este o încălcare de lege, înseamnă că judecătorul și-al deamă corupt. Și ei trebuie să-mi dea nouă față la popor, cât îți decestiți. Așa și noi cestiți ca dânșă. Ei trebuie să-mi dea pildă că ești cu legea mână și ești eu tăt. Nu și orice categoric... cetățean poate decide dacă o hotărâre, o decizie de judecată este ilegală. Doar o instanță abilitată. Așa că, Serghei, până atunci deciziile lor sunt legale. Este legea și legea pentru tăți să ieși, o citești și o învață. Dacă eu învăț că s-au încălcat mie de judecători și nu poți spui, las spui că nu e încălcat la mine. Eu am dreptul la copilul și ala să-l cresc. Eu am dreptul, nu că am dreptul, ei e obligat să-mi dai Sfânta și Duminica. Cum eu am mus, mă duc în Italia, că eu am glas. Italienii spui, băi, dar tu... Măcar pe internet ar trebui să-ți permită să vorbești cu copilul, pentru că are și copilul așa drept. Dacă nu face asta, ea într-adevăr încalcă și drepturile dumitale, și drepturile copilului, și legea, și convenția. Și pentru asta va trebui să răspundă. Insistă să ajungă plângerile dumitale în instanțele abilitate. Poate cele românești pentru că ești cetățean român, poate cele italiene pentru că ea deja e naturalizată acolo și probabil are și alt nume și copilul probabil e cu alt nume de familie. Poate e timpul să te plângi și instanțelor italiene. Și că în primul rând, cum trebuie să-i schimbi numele de familie? Cum prevede legea, legal. Molcea, cum se zice la noi. Cum eu, bun, Serghei, hai că vorbim prea mult. Nu, cea mai interesant, Molcea privede legea. Legea privede că eu să am copil și sunt așa duminică fără mine, eu schimbat decât familia mea fără mine. Dacă ar fi fost în sat, da, dar cum a plecat, măcar online, măcar telefonic ar trebui să-ți permită să vorbești. Legea s-a schimbat, eu pot să fac copil și vrea. Nu și vrea, numai ce permite legea. Legea nu permite fără acordul meu să-l duc, să-l dă la ei, eu nu știu făcut ei. Pentru asta va trebui să răspundă, poate chiar și penal. Pentru asta va trebui să răspundă, dacă se demonstrează că a scos-o ilegal. Deocamdată dosarul e în anchetă și așteptăm ancheta polițienească și a procurorilor. Mulțumesc pentru apel și pentru încredere. Ținem legătura, monitorizăm cazul. Bine.